Bună ziua și bine ați venit pe cafetele.ro. Sunt Caterina Boariu, iar astăzi l-am alături de mine pe domnul doctor Ovidiu Peneș. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule doctor, a venit toamna, acum toată lumea se plânge că răcește, vrem să ne ferim de tot felul de virus care apar. Spuneți-mi ce ne recomandați să mâncăm în acest sezon ca să ne ferim de răceală? Sigur că acești virus o să apară din toate formele, în zeci de mii de exemplare, mai ales în situația în care trebuie să fiți atenți cu cât aerul este mai uscat, deci cu cât umiditatea în atmosferă este mai scăzută, cu atât mai mult se vor disipa în atmosferă aceste particule, bacterii, virusuri, etc. Pentru că la un strănut se împrăștie. Dacă umiditatea e crescută cum e vara, e saturat aerul cu umiditate, cu vapor de apă, se duce la 2-3 metri. Dacă este foarte uscat, cum este iarna, când e rece, această distanță poate să ajungă și la 100 de metri. Deci contagiozitatea este foarte crescută. La fel, să țineți cont că atunci când încălziți excesiv o cameră și nu folosiți un aparat de umidificare al aerului, vă expuneți la acest risc, mai ales dacă vă aflați în birouri cu mai multe persoane sau în casă cu o persoană bolnavă. Aerisiți și nu încălziți excesiv cu caloriferul, ci umidificați aerul ca să vă feriți. Asta ar fi primul lucru pe care trebuie să-l faceți și doi, să începeți să vă pregătiți din timp, cum spuneați dumneavoastră, de acum organismul pentru a avea un sistem imunitar foarte echilibrat și foarte competent, că atunci când un astfel de virus totuși a ajuns să fie inspirat de noi, să intre în corpul nostru, imediat sistemul imun să vină cu celule, să vină cu anticorpi și să îl anihileze, să-l omoare astfel încât dumneavoastră să nu îi permiteți multiplicarea în corp și să faceți boală. Asta înseamnă că trebuie să știm că sistemul nostru imun depinde de anumite vitamine, anumite elemente din nutriție, cum ar fi vitamina D. Dacă nu avem suficientă vitamina D în corp, sistemul imunitar pierde din eficiență, ne îmbolnăvim mai ușor și practic este principala cauză, pentru că vedeți că în populația Europei peste 80% din oameni au valori insuficiente sau chiar deficit serios de vitamina D. E o cauză de îmbolnăvire, o cauză de apariția bolilor cardiovasculare și a bolii canceroase pentru că sistemul imun nu funcționează cum trebuie. De aceea trebuie să aduceți din timp ori un supliment cu vitamina D prescris de medic după ce ați văzut care este valoarea lui în sânge, ori să mâncați în mod regulat alimente, pește de ocean, pește cu grăsimea, grăsimea din pește e foarte bună pentru asta, nuci, alune, caju, avocado, deci grăsimi din acestea de origine vegetală, un gălbenuș de ou la 2 zile, să nu vă lipsească din alimentație. Un alt lucru foarte important este zincul, care joacă un rol important în sistemul imun și în sănătatea și competența sistemului imun. Ăsta îl găsiți în semințe de tipul semințelor de dovleac crude. Întotdeauna, mereu când alegeți semințele și nucile, să le folosim crude, neprăjite, nesărate, ca să-și păstreze vitaminele și toate principiile nutriționale așa cum ne dorim, nu să le oxidăm și să le facem inutile organismului nostru. Și vitamina C e abia pe locul 3, deși, cum știu toate mamele care îngrijesc copii și cum știu majoritatea dintre dumneavoastră, credeam că vitamina C e pe primul loc, dar ea nu e pe primul loc, mai eficientă este D-ul și zincul în toată această structură imunologică, dar sigur că ea nu trebuie să lipsească, ajută, este un antioxidant foarte puternic și asta se găsește, cum știți, în citrice, în spanac, în salate crude, cât mai multe salate, cât mai multe fibre și probiotice. Trebuie să aveți grijă de sănătatea colonului, sănătatea intestinelor, care este strict dependentă de câte fibre mâncați, de să aveți fibre în alimentație, să aveți salate foarte multe și câte un iaurt în care s-au păstrat probioticele, iaurturi bio, în fiecare zi, pentru că echilibrând flora intestinală, o parte a sistemului imunitar care își are originea în partea asta intestinală va fi mult mai eficient și mai competent. Există și alimente pe care trebuie să le evităm în momentul în care suntem răciți?
Sigur că da. Sunt alimentele care ne fac probleme sistemului imunitar sau care ne agravează simptomele în timpul unei răceli. În timpul răcelii ne curge nasul, suntem încărcați pulmonar, avem fișoane, febră, luăm anumită medicație, nu? Datorită de prescrisă de medic, antiinflamatoare, paracetamol și alte lucruri, drept pentru care ficatul nostru trebuie să funcționeze foarte bine. Ori nu este indicat ca în timpul unei răceli să începeți să puneți presiune cu alte toxice pe ficat. Deci alcoolul trebuie exclus complet, trebuie exclus fumatul, trebuie exclusă cafeaua și toate lucrurile care sunt cu un grad de toxicitate mai înalt, deci alimente din surse non-bio, deci surse cu pesticide, cu erbicide, cu orice trebuie evitat, mai ales în perioada în care sunteți răciți. Pentru că astfel de alimente vor agravea simptomele, vor prelungi etapa de boală. Există foarte multe persoane care se tratează după ureche. Când este cazul să intervenim cu antibiotice? Antibioticele, de altfel, în toate țările pe globul ăsta se dau numai sub strictă prescripție medicală. Drept pentru care antibioticele sunt recomandate atunci când medicul identifică că boala dumneavoastră este produsă de o bacterie, că nu de un virus. Virusurile, o să vedeți că au tratament preventiv și tratament antiviral. Deci niciodată nu e bine să luați un tratament până nu v-ați dus la un consult de specialitate care să hotărască ce fel de medicație aveți nevoie. Chiar și cu medicamentele acestea care blochează simptomele, este foarte bine să avem grijă, pentru că unii dintre noi au anumite probleme de sănătate care pot fi agravate și de o simplă banală aspirină, luată fără prescripție medicală. Care sunt alimentele bune pentru concentrare? Când vrem să ne concentrăm, să avem o memorie mai bună, să avem un focus mai bun, avem nevoie să înțelegem că sistemul nostru nervos e un cumul de neuroni. Da? Sunt niște neuroni care, ăștia sunt celule care conduc impulsul nervos, electric. Ca un conductor, ca o sârmă electrică. Sârma electrică, ați văzut dumneavoastră, ca să conducă mai bine curentul electric, e învelită de o coajă de plastic. Ei, așa sunt și neuronii, axonii neuronilor, deci firele astea lungi care leagă neuronii între ei, au un strat așa de grăsime, de structuri grase, structuri lipidice, care cu cât e mai groasă, cu atât mai izolată e fibra respectivă din punct de vedere electric și cu atât mai bine transmite impulsul nervos. Cu vârsta, cu stresul, cu hormonul cortizol, excesul de estrogen, deficitul de tiroidieni, de hormon tiroidien, deci o serie întreagă de dezechilibre hormonale, lipsa somnului, pierderea nopților prin cluburi, nopți care nu apoi nu sunt compensate de un somn eficient de noapte. Toate acestea încep să aibă impact asupra structurilor ăstora, izolatorilor ăstora electrici și încep să se distrugă ușor, ușor. Și înaintarea în vârstă, tot din cauza unui dezechilibru hormonal, distruge acești neuroni, distrugând în primul rând învelișul ăsta de mielină. Drept pentru care noi trebuie să aducem alimente care să conțină structurile astea lipidice de care neuronul are nevoie și în mod susținut să-i dăm sursă de nucă, sursă de grăsime de pește, grăsime de pește oceanic. Luați variat mereu, sardină, macrou, somon, atenție, toate de captură, să nu fie de crescătorie, evitați peștii de crescătorie care sunt plini de substanțe toxice, evitați excesul de alcool care o să vedeți că distruge sinapsele neuronale, nu mai spun de alte substanțe toxice care acționează, cum ar fi somniferele sau lucruri care se pot fi folosite pentru distracție, care distrug sinapsele dintre neuroni. Deci, aveți grijă când vă gândiți să hrăniți neuronul, memoria, focusul și atenția, să-i dați astfel de alimente. Este bine sau nu să mâncăm fructe seara? Am văzut că părerile sunt împărțite. Un alt mit care trebuie lămurit. Acum e bine pentru ce? Pentru că noi suntem în diverse etape a evoluției. Noi suntem indivizi unici, în primul rând din punct de vedere genetic, fiecare avem o hartă genetică individuală. Și atunci și nevoile și deficitele noastre sunt în funcție de harta noastră genetică. Ceea ce mie îmi face bine, dumii tale poate să-ți facă rău și invers. Nu există reguli generale, dar dacă ar fi să vorbim despre majoritatea oamenilor care au tendința
prin trecerea timpului să îmbătrânească, putem să începem să vorbim despre ce anumite alimente ar fi bune să le consumăm sau să le evităm seara înainte de culcare. Pentru că dacă e necesar să folosim o proteină cu digestie lentă la culcare, studiile au arătat că e bine să evităm carbohidrații. Asta înseamnă că fructele conținând carbohidrați ar fi bine să nu le folosim sub nicio formă seara la culcare, pentru a permite mecanismelor de regenerare în timpul nopții hormonale să se secrete mai abundent. Asta înseamnă că cu cât mâncăm mai puține dulciuri și respectiv carbohidrați și respectiv fructe care conțin glucoză, fructoză, etc., la culcare, avem șansa să secretăm mai mult hormon de creștere care este regenerativ și ne întinerește. Și atunci, din acest punct de vedere, ar fi bine să evităm asta. Mai ales dacă avem o problemă de greutate și vrem să slăbim, nu o să ne ajute niciodată să folosim fructe la culcare. De altfel, o să vedeți că fructele îngrașă cam oricând le-am consuma, dar cu atât mai mult dacă le consumăm înaintea unei perioade în care metabolismul nostru este scăzut, pentru că noi dormim, suntem relaxați, nu gândim, nu facem efort fizic. Din toate punctele de vedere, fructele la culcare ar fi bine să fie evitate. Care sunt fructele pe care ar trebui să le consumăm în momentul în care ținem o dietă alimentară și vrem să slăbim? Exact cum spuneam și aici, există fructe care, pentru că au molecula lungă, ce înseamnă asta? Structura lor chimică nu este ca la o bomboană, o singură moleculă de glucoză care, intrând brusc în sânge, dă răspuns al glandei, al pancreasului, aruncând insulină și introducând toată glucoza asta brusc în celule. De ce trebuie să înțelegem asta? Că dacă intră brusc o cantitate mare de energie și celula noastră are o capacitate oarecare de a consuma energia asta, tot ce vine brusc în plus peste capacitatea asta se depune sub formă de grăsime. Dacă am înțeles acest lucru, înseamnă că noi, ca să mâncăm fructe care conțin aceste molecule care pot îngrășa, trebuie să alegem numai fructele care au o moleculă foarte lungă. Asta înseamnă că noi, când digerăm aceste fructe, aceste molecule, mâncăm de la cap la cap, uneori digestia e necesară și până la 8 ore, 7-8 ore. Niciodată nu vom avea brusc introduse în celulă cantitate mare de energie ca asta să se transforme sub formă de grăsime. Astea sunt, ca exemple practice, afinele, de exemplu. Au indice glicemic mic, deci alimente și fructe cu indice glicemic mic și foarte mic. Merele pădurețe, acre. Luați, uite, lămâia, grapefruit-ul. Astea sunt lucruri care, pepenele galben, da? Sunt fructe care pot fi mâncate și în regimurile de slăbire. Fructele de pădure, în general toate, ca să mai variați, însă afinele o să vedeți că aduc un plus de eficiență în dietă. Știm că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Ce trebuie să mâncăm dimineața? Ne-am trezit, în general, după 8 ore, 7, 6 sau mai multe ore de somn. Deci organismul nostru a fost într-o etapă în care a mâncat din mușchi, a mâncat din resursele energetice, este teoretic înfometat. Pentru a nu intra într-un sistem din asta de catabolizare, în care glanda noastră suprarenală să secrete cortizol mult, un hormon care să distrugă masa musculară, să distrugă pielea, să distrugă imunitatea, să o inhibe, va fi nevoie să... E esențială masa de la micul dejun. Și acolo trebuie să introducem practic cele mai multe calorii ale zilei. Se și spune din bătrâni, micul dejun mănâncă-l singur, prânzul împarte-l cu prietenii și cina dă-o dușmanului. Pentru că e foarte bine ca în prima parte a zilei să introduceți cam 60% din caloriile întregii zile. Asta înseamnă că 40-50% le puteți folosi la micul dejun, că așa ce faceți? Dați organismului multă energie deodată, el știe că a pornit ziua și își pornește și metabolismul, motoarele de ardere și poți să slăbești mai ușor. Trebuie să ai grijă să pui proteine de calitate. Proteine de calitate le găsești din albușul de ou, din carnea slabă, de pasăre, din pește, da, care poate fi mâncat dimineața. Carbohidrați de calitate, iar trebuie să asociem această proteină cu acești carbohidrați de calitate, nu știu, cereale integrale, să aveți grijă de să fie din surse bio, la fel ca și ouăle, să fie din surse de
găini care au fost crescute în fermă libere, nu stimulate cu hormon de creștere sau cu antibiotice și alte toxice. Deci, o proteină de calitate și apoi carbohidrat cu molecula lungă de calitate integral, pâine integrală, cereale integrale, cu multe fibre, asta seara foarte importante, multe tărâțe, și o mică cantitate de grăsimi de sursă vegetală, da? Cum ar fi un sfert de avocado, câteva migdale sau câteva nuci, sau chiar o mică salată care să însoțească oul respectiv cu stropită cu o linguriță de ulei, de nucă, de migdale, de sâmburi de strugure, care au și efecte bune antioxidante. Deci aveți grijă cum combinați aceste alimente, astfel încât să vă dea și un boost de energie și o stare generală de bine și hormoni care să vă regenereze corpul și să vă întinerească. Domnule doctor, vă mulțumesc că ați fost din nou alături de noi și vă mulțumesc pentru sfaturile pe care ni le dați, că ne învățați cum să trăim cât mai sănătos. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem săptămâna viitoare. O zi cât mai plăcută, la revedere!